7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt. Suntem în fața unui pericol sau nu trebuie să ne facem prea mari griji? Lucrurile stau mai mult sau mai puțin firesc? Eu cred că suntem în fața unui pericol și pericolul rezidă în faptul că copiii noștri și adolescenții noștri vor considera că acest limbaj este unul ok. Asta chiar mi se pare destul de alarmant, de ce am zis rigoarea pentru părinți este foarte mare. Și din păcate, transferul ăsta pe care l-am făcut noi într-un mod foarte stângace, de la vestimentație decentă spre o vestimentație mai casual, de exemplu, da? Unde se acceptă blugii până la jumătatea fundului, de exemplu, da? În licee sau școli. Tot așa, printr-o stângăcie, s-a întâmplat și în limbaj, se întâmplă și în relații umane, se întâmplă în foarte multe alte domenii. De aceea, da, eu sunt pro-rigurozitate în toate aspectele astea ale vieții sociale, pentru că văd și partea cealaltă a monedei. Văd lumina de fiecare dată în fiecare om, dar văd și umbra, mai ales în virtutea profesiei mele și asta mă alarmează. Ce îmi place să accentuez din opțiunea, așa am înțeles eu lui Alexandru, soluția este să nu rămână copiii și nu doar copiii doar la acest limbaj, asta înseamnă că trebuie să îl diluăm la maxim. Să-i dăm alternative. Din păcate, eu simt acum că politicienii noștri ne îmbogățesc limbajul cu înjurături noi. De exemplu, dacă vă zic principii și valori, deja sună ca o înjurătură. Dură de tot. Și rămân la părerea mea că nu au nicio vină cuvintele, de fapt, ci modul în care noi le folosim. Și cel mai frumos cuvânt poate deveni înjurătură. Și politicienii noștri, din păcate, sunt un exemplu foarte prost cum limbajul poate fi adus la un nivel foarte, foarte jos. Da, recunosc, mi-e dor de Oleg Serebrian, de exemplu, deputatul pe care îl ascultam ținând discursul în Parlament, sau chiar Iurie Roșca, care se vedea că știe mai multe cuvinte decât principii și valori. Cred că ei mai scapă și în jurături din astea care le știm din copilărie și pe care le folosește toată lumea, folosesc în jurături în Parlament tocmai din cauza că nu au o cultură, cel puțin să le mascheze, să-și exprime emoțiile prin alte cuvinte. Adică astfel se cred convingători prin înjurături. Pur și simplu cred că ajung în momentul în care vor să spună ceva și nu reușesc prin altfel de cuvinte și atunci folosesc înjurăturile. Ca Hrușciov scoate papucul, da? Da, dar ei ajungând în Parlament se presupunea că nu sunt niște retardați, nu sunt niște cretini și că ar fi niște oameni culți și că ar trebui să folosească mai bine argumentele decât limbajul licențios când e vorba să ia o hotărâre sau să convingă un adversar politic.